Salutare dragilor, bun găsit la un nou episod Băvești de Viață Locomotorii. Nu este vineri, este luni, dar vineri v-am menționat că a revenit Cristina cu un e-mail atât de frumos și atât de emoționant încât I-am promis că o să fac un video extra cu acest mesaj. Pentru că uneori merită să acordăm o atenție anume, măcar atunci când se întâmplă lucruri frumoase. Cristina a revenit cu nimeni și mi-a scris așa. Dragă Ioana, nu am cuvinte să îți mulțumesc pentru toate răspunsurile tale la întrebările mele. Aș fi vrut să-ți scriu după fiecare video în parte, dar am ales să te las să le duci la sfârșit. Iar apoi am avut o perioadă mai grea, motiv pentru care am întârziat cu acest e-mail. M-ai ajutat mai mult decât crezi și încă continui să o faci. Pentru că mereu mă întorc la clipurile tale când mi-e greu. Faptul că sunt personalizate și că într-un fel mi se adresează direct face ca totul să fie mai special. Te admir cum nu realizezi. Ar fi trebuit să te faci psiholog sau speaker motivațional, jur. Ai o putere și o forță cum rar găsești la o persoană cu dizabilități. La 30 de ani ai mei, mi-e ciudă pe mine că nu pot să fiu măcar jumătate din cum ești tu. Și încă ceva. Nu am să înțeleg niciodată de ce canalul tău este atât de slab vizitat. Nu exagerez cu nimic când spun că toate persoanele cu dizabilități din România ar trebui să fie abonate. Pentru că la fiecare episod este ceva de învățat. Mi-e greu să-i înțeleg pe unii. Îți mulțumesc din suflet pentru tot ce faci. Te urmăresc cu drag și voi reveni în viitor și cu alte întrebări. Cu drag, Cristina, bucurești! Așa cum, cum scrie și în titlu, pentru mesaje ca acesta merită să, să merg mai departe, chiar și pentru, pentru o mână de oameni. Cristina, așa cum ți-am răspuns la mail, îți mulțumesc din suflet. Nu credeam niciodată că o să ajung să primesc astfel de mesaje, sau că clipurile mele, așa banale și uneori poate fără consistență, pot să aibă un impact atât de mare pentru, pentru unii dintre voi. La final, acesta a fost și, și scopul de la început, v-am mai spus. Pentru asta am făcut acest canal și încă continui să o fac pentru, pentru tine, pentru Ioana, pentru, pentru oameni care, care sunt alături de mine în, în fiecare săptămână și care, știu eu, își pun mintea la contribuție și um, vin cu, cu subiecte noi. Asta mă face așa să, să cred că suntem cu toți împreună în, în vagonul ăsta și vă gândiți sau aveți vreo teamă, între ghilimele, cu trecerea fiecărui episod Că dacă săptămâna viitoare Nu are Ioana subiect să, să filmeze așa, așa am perceput eu Ce să spun Mă bucur că revii De fiecare dată și că nu a fost un Impact doar de De moment Și faptul că Te întoci de fiecare dată La, la clipuri Înseamnă că am făcut ceva pe, pe termen lung. Da, am simțit și eu că mesajele sau videolele în care vă răspund vouă la întrebările puse de, de voi, de, de exemplu, tu, Cristina sau, sau Ioana, au așa un pic de personalizare în, în ele. Evident, nu, când cineva îți pronunță numele, știi sigur că se referă la, la tine pentru că tu ai întrebat acel lucru. Îmi pare rău că ai avut o perioadă mai grea. Am fost pe aproape când spuneam în clipurile vechi că simt așa că suntem de vârstă apropiată. Chiar suntem, nu este diferență mare. Ai o vârstă frumoasă. Și îmi pare rău să știu, fără să-mi fi spus tu, dar să simt așa și să știu că ai trecut prin, prin clipe grele. Am dedus asta din uh, cele cinci, cinci întrebări pe care mi le-ai pus. Uh, nu ai fi putut să, să întrebi sau, hai să nu exagerez, poate nu toate, dar uh, multe lucruri de acolo nu ai, putut să, nu ai fi putut să mă întrebi dacă nu ai fi trecut prin ele sau ai fi gândit sau ai fi avut așa un moment în care... Și atunci știu că ai căutat uh, să vezi, băi, altcineva oarecum gestionează aceeași situație prin care trec eu acum sau cum a gestionat cândva. Uh, Mailul tău, pe cât de tare m-ai emoționat, vreau să-ți recunosc că, că m-a și făcut să râd în hohote. La partea cu în care ai spus ar fi trebuit să te faci psiholog sau speaker motivațional. La faza cu speaker motiva motivațional am fost pe jos, pentru că săptămâna trecută, tocmai ce pusese un episod în, în Las Fierbinți, în care Janina parcă spunea, nu mai țin minte cu ei, ceva de genul speaker motivațional internațional. Ea se voia Janina să devină speaker motivațional internațional. când am citit asta, am, am bufnit în, în râs. Faza cu psihologul mi se spune mi s mi, încă mi se spune și mi s-a spus atât de des în viața mea încât sincer ajung să regret că nu am făcut asta. Multă lume și mulți prieteni și cunoștințe de multe ori îmi spun și chiar mă numesc așa psiholog chiar și atunci când știu eu scriu sau mă sună sau ne întâlnim sau. Um, dacă sunt sinceră cu mine, da, ajung să regret, așa că, că nu am făcut acest pas. Dar, uite, să considerăm acest canal un, un mic canal de psihologie altfel, pentru oameni ca, ca tine, Cristina, și ca voi toți ceilalți care încă sunteți aici și reveniți de fiecare dată. La 30 de ani, mi-e ciudă pe mine că nu pot să fiu măcar jumătate din cum ești tu ești drăguță și așa cum vă spuneam și în episodul trecut, voi mă vedeți că arăt aproximativ la fel în fiecare, în fiecare clip. Mă rog, se schimbă poate tricou sau... Dar uh, sunt același om, însă nu, nu este foarte ușor și să nu ai impresia că sunt de piatră acum și că nu mi se mai întâmplă nimic și că nu mă mai atinge nimic și că sunt uh, puterea într-o Nu, Chiar ieri am avut un episod în care am să vă povestesc mai pe larg când am să fac un video dedicat acestui lucru cu oameni care încă continuă așa să te marginalizeze și să te... Când aud că ești în scaun cu rotile, chiar să nu-ți mai răspundă. Dar am să vă povestesc într-un episod viitor despre ce a fost vorba. Încă ceva, nu înțeleg de ce canalul tău este atât de slab vizitat. Nu știu, am mai vorbit despre acest subiect. Probabil sunt oameni care atâta timp cât nu discuți despre ce vor ei la momentul respectiv în viața lor, li se pare neinteresant. Și atunci de aia suntem atât de puțini. Deși am mai crescut, suntem aproape 140 de abonați, ceea ce este un lucru foarte bun pentru mine și eu sunt fericită. Nu este vizitat și probabil și din vina mea, pentru că nu obișnuiesc să fac ca mari în vlogger, știu, să vă spun de la început, la sfârșit și de 10 ori la mijloc. Uh, nu uitați să vă abonați, să dați click pe clopoțel, să faceți, să șeruiți, să comentați, să lăsați o inimioară, să distribuiți, să... Nu știu, mi se pare, chiar discutam ieri subiectul ăsta, că mi se pare Milogeală, mi se pare. Are efect, evident. Dacă și cei care au, de au deja un uh, milion, două milioane de abonați, și încă continuă să zică acest lucru în fiecare video, evident că înseamnă că așa trebuie să faci. Trebuie să le spui uh, la oameni uh, din minut în minut, după fiecare al șaptelea cuvânt, nu uitați să vă abonați. Uh, nu e genul meu. Nu știu, na, nu pot. Aș putea să umplu clipul, să fac imagini, să pun clopoței, să apară peste mine acum în stânga, în dreapta. Nu uitați, abonați, faceți click, dați. Nu e genul meu și nu vreau să aduc oamenii aici cu forța și nu vreau să... Nu știu, efectiv, nu știu dacă mă înțelegeți, dar nu e genul meu. Acești oameni care au venit pe acest canal în Aproape 2 ani de zile, 2 ani de zile fără 10 zile. O să avem în 14 aprilie 2 ani de când există acest canal. Evident că voi face un episod special atunci. Dar ce ar fi însemnat? Nu știu. Oamenii trebuie să vină aici pentru că vor și trebuie să rămână pentru că vor. Înseamnă că pentru majoritatea repet, nu spun lucruri foarte interesante și atunci nu are rost. Dacă, probabil dacă aș purta ceva mai decoltat, dacă aș lăsa camera mai jos și dacă, știu eu, pe fundal s-ar auzi o melodie erotică, ar veni nu numai persoane cu dizabilități, și persoane sănătoase și numai pentru a se uita, a nu asculta deloc ce spun eu, s-ar uita la mine fără volum și s-ar uita în decolteu, poate, sau temiri. Nu sunt pe placul tuturor, și asta nu este o problemă, nici nu vreau să fiu pe placul tuturor. Poate multă lume ar fi renunțat de mult când ar fi văzut că nu merge canalul așa cum și-ar fi dorit ei. Probabil o parte încă au sentimentul că fac acest lucru pentru bani știți foarte bine cum funcționează youtube -ul. ai nevoie de 4.000 de ore de vizionare, repet, 4.000 de ore, nu 4 ore, 1.000 de abonați și restul. Și chiar și de, dacă ar fi, dacă am fi ajuns la partea cu monetizarea, v-am mai explicat că la 1.000 de vizualizări câștigi un dolar. Deci dacă vă mi se pare că poți să faci atât de mulți bani din YouTube, vă înșelați. Și nu, asta a fost Scopul canalului și nu este nici în prezent Dacă aș fi văzut că n-am făcut uh, în primul an mii de abonați și orele de vizionare și nu sunt deja din al doilea an pe monetizare Gata nu mai fac sting tot mă las și Nu Ce-ar însemna să... Înseamnă că uh, Am profitat sau am încercat să profit de voi așa cum credeau unii oameni la început și de poveștile voastre. Nu, eu am încercat să și încerc încă să fiu aici pentru voi, să fiu un prieten virtual care spre deosebire de alții, aici mă refer evident la persoanele cu dizabilități, eu chiar fac parte din categoria voastră și chiar înțeleg foarte bine prin ce treceți și ce simțiți și cum este. Și încerc mai mult sau mai puțin cu fiecare video să vă încurajez și să vă fac să vedeți viața altfel, sau să încerc să vă dau um, exemple din, din viața mea personală. Um, exemple care nu de puține ori nu au fost ușoare să vi le prezint. Nu? Vorbim despre episodul cu știu eu, în care am încercat să mă sinucid sau episoade sensibile în care am vorbit despre, nu știu, despre trauma vieții mele când pierderea mamei sau, sau, sau sunt lucruri care multă lume nu ar putea să o facă și să o prezinte mai ales așa în, în mediul online. A fost uh, greu de, de, filmat acele, acele clipuri. Dar am făcut-o cu gândul că poate vă ajută, și se, mă bucur că am avut dreptate din moment ce Cristina, cea care a pus acele întrebări mai sensibile, a revenit și scrie cu, cu mâna ei că au fost de folos. Atunci a meritat. Deci asta e tot ce, ce încerc să fac. Ar trebui, toate persoanele cu dizabilități din România ar trebui să fie abonate. Oh, păi, atunci am avea chiar bifă, probabil. Știți că bifa aceea nu poți să o primești decât la 100.000 de, abonați. Dacă nu ești cântăreț, artist, atunci poți să, și de la 1000 în sus poți să ai acea bifă. Dar ținând cont că acest canal are altă tematică, atunci ca să vedem bifa trebuie să avem 100.000 de, de abonați. Cine știe? Nu spun niciodată, niciodată. Poate cândva va exista și acea bifă. Dar ca să ajungem acolo, trebuie să se schimbe mentalitatea oamenilor. Trebuie să vor să vadă, să privească, să asculte ceva de calitate. Nu ca în orice ramură, muzică, ca în orice domeniu. Nu știu cât la sută dintre persoanele cu, cu dizabilități vor ajunge să... Să vadă acest clip ca pe ceva în care să, nu știu, de unde să aibă ce să, să, să învețe Pentru că la fiecare episod este ceva de învățat Adevărat, mă bucur să aud asta, Cristina Asta a fost și, și scopul Mi-e greu să înțeleg pe unii M Și mie <laughs> Și mie, dar... Uh, nu mai fac uh, eforturi să, să pun întrebări și să mă gândesc, dar de ce? Uh, dacă aș pune imaginea de copertă a clipului, repet, poate mai atractivă sau poate nu e un scaun cu rotile, poate e un costum de baie sau poate, nu știu, vorbesc în acum, dar uh, înțelegeți unii dintre voi la ce, la ce mă refer. Uh, e bine așa cum e, e bine că suntem acea mână de oameni, uh, eu sunt foarte fericită. Pentru mesaje de genul acesta merg înainte încă mulți ani cât sunt sănătoasă. Chiar dacă, împlinind de ani de, de canal și anul trecut am avut, din câte mi-aduc doar un singur clip postat în, în aprilie parcă, anul acesta mi-am, până acum, mi-am luat revanșa cu, cu vârf și îmi lăsat. Și asta și datorită vouă, pentru că ați fost atât de activi, ați venit cu întrebări, Cristina, Ioana a venit cu întrebări, am mai apărut ca rubrică nouă, deși am văzut că nu este foarte vizitată rubrica Luna și Cartea, la care am ajuns la episodul 2, dar am făcut-o și pe aceea. Aceea ar putea fi o rubrică nu doar pentru persoane cu dizabilități, și efectiv au Oricărui tip de om care m, nu are inspirație și caută o idee, cam ce ar putea să mai citească nou din ce au citit alții, spre, spre exemplu. Dar, da, încerc să țin pasul, încerc să mă țin de program, ca să-i spun așa, și să ne vedem în fiecare vineri. Nu fiecare vinere, vă recunosc, nu a fost ușor de fiecare dată. Au fost zile de vineri în care nu m-am simțit bine și cu toate acestea am făcut un efort imens care nu știu dacă s-a văzut pe cameră, dar eu l-am făcut pentru că am vrut să nu vă dezamăgesc în ideea că dacă v-ați obișnuit, poate sunt unii dintre voi care vinerea la o anumită oră, 8, 9, 10, Așteaptă să primească acea notificare cum că canalul Povești de Viață Locomotorii a încărcat un clip nou. Și atunci, pentru aceea, mă țin de program și nu vreau să-i să dezamăgesc. Îți mulțumesc din suflet, Cristina, pentru mesajul tău. M-a emoționat foarte tare. Și dacă tu mi-ai scris asta și dacă mai sunt uh, oameni care gândesc ca tine uh, și cărora li se schimbă puțin percepția despre viață sau care văd uh, sau încearcă măcar să vadă problemele altfel decât sunt, um, asta e tot ce mi-am putut să dori vreodată. De aceea am făcut acest episod special? Asta nu înseamnă că nu, nu ne vedem vineri. Vineri ne vedem cu un nou subiect. Uh, la o întrebare pe care mi-a pus-o Ioana săptămâna trecută. Până atunci, ce să vă spun? Să aveți o săptămână frumoasă, ținând cont că este, este luni, să aveți grijă de voi și ne vedem vineri. Pe curând!